Salutare, eu sunt Cristine și bine v-am găsit la prima ediție Noutăți din desene. Iată principalele titluri ale zilei. Regele Șaman va reveni în 2021. Desenele animate populare pe care nu le vom vedea pe HBO Max. Un fan al seriilor Total Drama va lansa un fanmade. Va apărea sezonul 3 din Gravity Falls. Shaman King, tradus ca Regele Shaman, este o serie de manga japoneză scrisă și ilustrată de Hiroyuki Takei. Revista a avut 32 de volume, iar animeul 64 de episoade. În acesta este vorba de un turneu al șamanilor, care se organizează odată la 50 de ani. Câștigătorul deveni Regele Shaman și este persoana capabilă care să contacteze Marele Spirit. Hiroyuki Takei a anunțat anul acesta că în 2021 va lansa un remake al animeului, care va fi la curent cu manga. Acesta în România a fost difuzat pe Jetix și Prima TV. După cum știți, HBO Max are un conținut destul de mult, dar lipsesc multe desene animate care au fost difuzate pe Cartoon Network. Mulți se întreabă dacă acestea vor fi adăugate. După cum știți, Warner Media a lansat platforma de streaming HBO Max, aceasta având conținut de la DC, Adult Swim și Cartoon Network, dar multe dintre cele mai populare titluri lipsesc. HBO Max a fost lansat pe 27 mai și are desene animate precum Laboratorul lui Dexter, Samurai Jack și Fetițele Powerpuff. Dar desenele animate care lipsesc sunt Ed, Edd și Eddy și Curaj Câinele cel Fricos. Deocamdată HBO Max nu este lansat în România. Total Drama este un desen animat canadian care a fost lansat în 2007 și a avut 5 sezoane, iar acesta continuă și astăzi, continuându-se cu cel de-al 5-lea sezon. Toate seriile au fost difuzate pe Cartoon Network, însă în urmă cu 2 luni, un canal de YouTube a lansat un trailer, numindu-se Drama Totală Reuniunea, acesta având personajele vechi atât cât și cele noi. După cum știți, Gravity Falls a fost un serial destul de popular, acesta având 2 sezoane, primul sezon lansându-se în 2012, iar al doilea sezon în 2016. După 4 ani, Alex Hirsch a postat o fotografie cu personajele din Gravity Falls în noul serial al acestuia. Deci cam atât a fost și cu prima ediție din Noutăți din desene.